Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisiunea Indirect. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre centrul istoric, ne-am propus să discutăm despre Chișinău, despre cartea de vizită care o are acest oraș. Invitatul nostru de astăzi este Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara și bine v-am găsit. Domnule Ștefăniță, haideți să începem cu un aspect general. Foarte mult s-a vorbit și pe drept cuvânt că centrul istoric până la urmă nu este cel pe care ni l-am fi dorit noi. Haideți să vedem, pe de o parte, ce ne poate oferi centrul istoric și de iure și de facto. Bine, dacă aș face o retrospectivă din memoria mea, da, vizitând Chișinăul de altă dată, Chișinăul anilor 80, evident că în memoria mea a rămas un Chișinău foarte atrăgător, confortabil, cu arhitectură, cu oameni, cu verdeață și, evident, Chișinăul din studenția mea, care la fel era un Chișinău, spunem eu, administrat adecvat și cu o imagine, spunem, pozitivă. Ceea ce avem la prezent, respectiv reprezentând o instituție care este abilitată în monitorizarea în tot ce înseamnă patrimoniu cultural, zone protejate. Evident că prima noastră evaluare efectuată pentru zona cu statut protejat, Centrul Istoric al Orașului Chișinău, inclus Registrul Monumentelor, imaginea și situația constatată este una catastrofală. Și atunci, pe 20 martie, prima noastră conferință de presă 2010, când am făcut un raport în fața factorului decizii, în fața societății, pe situația reală care am constatat-o în centru istoric. Și atunci constatasem peste 80 de demolări a monumentelor de arhitectură cu stat protejat. Tot atunci am constatat peste 250 de intervenții degradante în imobili cu stat protejat și, evident, un traseu al ruinilor care poate fi făcut în Chișinăul vechi. Deci foarte la ora actuală, multe... ce s-a mai păstrat? Deci noi avem la moment 810 imobile cu statut protejat. Din cele 977 care au fost prin dispoziția primarului din 95, întărite ca imobile de importanță națională și locală. La moment, după ultima reactualizare a registrului prin Consiliul Municipal Chișinău, din 4 decembrie 2014, avem 810 imobile cu statut protejat, care în mare parte datează din secolul 19, începutul 20. Respectiv, evident că avem partea de jos a orașului cu tramele stradale medievale, cum istoric s-au păstrat, și partea de sus a orașului, așa cum a fost proiectată de la 1834 prin inginerul arhitect Ozimidov. Avem un patrimoniu, cu regret situația nu este cea care ne o dorim, dar aici este problema totuși, cea care am constatat-o și problema numărul unu este problema de mentalitate. Noi nu conștientizăm valoarea acestui patrimoniu. Ceea ce am încercat din 2010 până în prezent, să punem accentul pe obiectivul educativ, prin informare și sensibilizare. Că avem un patrimoniu care trebuie salvat, care trebuie să fie conservat, restaurat și valorificat. Cum s-a întâmplat că unele edificii au fost privatizate? Ne-am confruntat. Probabil v-ați înregistrat asemenea situații. De fapt, bine, eu am atras atenția de nenumărate ori asupra privatizării ilegale asupra unor imobili, dat fiind faptul că prin legislația Republicii Moldova avem două legi care interzic, de fapt, privatizarea patrimoniului cultural istoric, legea din 98, legea culturii și cea din 2008, legea privind administrarea și detatizarea proprietății publice, care de fapt interzic privatizarea patrimoniului cultural. Dat fiind faptul că totuși o mare parte din fondul construit din nucleul istoric oraș Chișinău a fost privatizat la începutul anilor 90, deci 80% din fondul construit care formează nucleul istoric este proprietate privată. Bine, nu m-ar speria pe mine
că un imobil este proprietate privată. Și dacă vom face un tur al Europei, vom și vedea acolo că vom vedea castele, similare. Castele proprietate privată, și nu este o problemă. Este o problemă atunci când cel care deține proprietatea pentru acest patrimoniu nu conștientizează că deține în proprietate un monument istoric și de arhitectură și respectiv trebuie să fie întreținut adecvat, să fie respectate normele de conservare preventivă. Și atunci aici apare problema că el investește în confortul pe interior în cadrul acestui monument, dar mai uite că monumentul are un acoperiș, un sistem de scurgere a apei, o fațadă, o față, respectiv trebuie să investească în întreținerea acestui bun. Bine, nu aș lăsa totuși pe responsabilitatea doar a proprietarului. Eu vreau să fiu și să mă poziționez și pe poziția proprietarului. Pentru că dacă vom deschide legea ocrotirii monumentelor, articolul 42 din legea ocrotirii monumentelor spune că, de fapt, statul are o responsabilitate față de acest patrimoniu și, respectiv, consiliile locale, comunale, deci municipale, alocă finanțări pentru conservare, restaurare și punere în valoare. Ceea ce, cu regret, de 25 de ani, lucrul ăsta rămâne doar pe hârtie. În această albie și vreau să rămânem, spuneați și dumneavoastră că la finele anului 2010 a fost publicat până la urmă acest raport preliminar a starea, ce privește starea monumentelor de importanță majoră din Republica Moldova. Întrebarea este una firească. Ce s-a întâmplat până în anul 2010? 20 de ani de independență până la urmă? Bine, cu mici excepții, dacă ținem cont de factorul juridic. Ce s-a întâmplat în acest interval de timp? Deci, evaluările noastre făcute în centru istoric, dar și în întreaga țară, după registrul monumentelor, da, constatăm că, practic, da, au fost anumite proiecte, au fost anumite inițiative, dar dacă luăm situația pe țară, este una catastrofală. Deci, analizând arhitectura ecleziastică, arhitectura civilă sau patrimoniul industrial, toate, o mare parte, sunt într-o situație avansată de degradare. Vom vorbi despre conacele Boierești de altă dată, care erau în Basarabia peste 300 la număr. Acum în registru avem în jurul a 80, da? Cu 49 în întreaga Republică. 80% din ele sunt în situație de abandon, sunt în situație de ruină. Începând de la vest, la est, la nord, la sud, da? Bunacul Ciolac Malski, satul Bahmut, raion Călăraș, este în situație de abandon, o ruină adevărată. Rozete Roznovan, la Lipcani-Briceni, este o ruină. Conacul familiei Ianovski, Gura Bâcului, Anininoi, ruine. Deci, la Dubăsare Vechi, deci la Izbești, deci avem un tur al ruinilor. Deci este un patrimoniu cu încărcătură istorică, cu tangență la istoria nobilor polonezi, da, iată, Ianovski, Ciolac Malski și multe, multe alte conace care, cu regret, iată, le avem într-o situație de abandon și aici este vina totuși a noastră. Cine le-au degradat, cine le-au devastat și vandalizat? Tot noi, cei care locuim în preajma acestor conace, cei care administrăm aceste comune, aceste sate, acest patrimoniu. Și evident că inacțiunea care a dominat în ultimii 20 de ani a făcut ca acest patrimoniu noi să-l pierdem. Și este riscul, cu adevărat, să fie văzut acest patrimoniu doar în imagini de arhivă, doar în releveile și imagini de epocă. Ministerul Culturii, de ce nu s-a implicat activ? Bine, la nu nivel, întotdeauna are posibilitățile și pârghiile necesare. Eu, bine, cam și eu mai multe obiecții și adresa autorităților, adică factorilor decizii mai sus, pentru că trebuie să fim pe aceeași baricadă, să insistăm cu toți împreună să insistăm, fermă. Adică pe finanțări, pentru că de 7 ani de când sunt direct implicat în sistemul de conservare, protejarea patrimoniului cultural, evident ca un medic care am constatat diagnoza și care depunându-o ca un jurământ al lui Hipocrat, salvând aceste monumente, am insistat ca să fie alocate fonduri mai serioase pentru acest domeniu, să fie un fond național al patrimoniului, un fond municipal pentru patrimoniu, pentru reabilitarea nucleului istoric. Și am spus că de fiecare dată că bani în bugetul Republicii Moldova sunt, bine, au fost mai mulți până în 2014. După 2014. Reiese atunci că nu se colaborează la nivel local și cu cel central. Da, și un raport a Consiliului Europei din 2012 constată lipsa de comunicare între instituțiile de profil din domeniu și chiar la nivel central și local. Totuși, eu constat că nu a fost o comunicare. Dacă toți actorii
central, local, direcțiile de cultură la nivel local, absolut, vorbim de toate. Ar fi într-o comunicare cu permanentă, evident că rezultatul era să fie. Deci această responsabilitate, să spunem, triplă, proprietar de monumente, factor de decizii central și local, când urmăresc același scop, rezultat, finalitatea este realizată. Atunci când elementar nu este comunicare, dar eu spun că de fiecare dată comunicarea presupune progresul. Totul începe de la a spune bună ziua și respectiv în a aplica legea care o avem domeniu. Iată asta e, totul începe de la comunicare și de la o luare de atitudine față de această problemă, care practic nimeni nu a abordat-o. Din 2009 noi încercăm să atragem atenția către toți că există un patrimoniu. Și acest patrimoniu, prin valoarea lui identitară, științific, mai are și o valoare economică. Deci, prin acest patrimoniu, noi putem scoate din criză. De fapt, anticipați întrebarea mea. Din acest patrimoniu putem face bani? Îi putem valorifica? Eu, bine, de fiecare dată dau cel mai bun exemplu. A țara care m-a format, așa să spunem, ca specialist, este Republica Franceză. Și vreau să vă dau doar câteva cifre. Spuneți. În 2013, de exemplu, venitul care a venit din cultură, turism în Franța, care constituie 43 de miliarde de euro, acest venit a depășit venitul din industria constructoare de mașini. Da? Și atât, vedeți că prin acest patrimoniu țara progresează. Prosperă. Deci turiștii care vizitează țara lasă bani în hotel, în restaurant, în suveniri, în transport. Deci banii care rămân în localitate, în comună, în țară. Deci dau trimite la o cifră din Republica Moldova, de exemplu, după proiectul de reabilitare cetatea Soroca. Da? Doar de la redeschiderea obiectivului din 15 mai 2015 până la 1 octombrie 2015, avem 5 luni de la redeschidere, atunci da. 160.000 veniturile încasate în contabilitatea muzeului. 160.000 lei, asta e o sumă serioasă pentru Soroca, pentru o instituție de cultură. Deci fluxul de vizitatori a sporit. Și asta înseamnă iarăși finanții care rămân în localitate. Deci este foarte important, pe lângă anumite obiective, bijuterii arhitecturale care le avem, să fie dezvoltată infrastructura turistică, da? Hotele, restaurante, ateliere, centre socioculturale care pot fi dezvoltate. Și lucrul ăsta face ca localitatea să prospere. Cetățeanul are de câștigat însăși. Iată, asta noi trebuie să înțelegem, că acest patrimoniu are și o valoare economică, da? Prin el se poate de făcut și un anumit bani. Deci patrimoniul, evident, suntem în secolul 21, poate fi reconversat, reabilitat, destinația poate fi schimbată. Aceste conace despre care am vorbit mai sus, ele pot fi supuse proiectelor de parteneriat public-privat, ele pot fi concesionate, da? Și evident că trebuie să fie toată această procedură transparent, prin prisma legii. Și respectiv, cei care au această putere și au un business plan, de ce nu să investească în aceste conace, să fie dezvoltat agroturismul prin pensiuni, hotele și alte idei care pot fi realizate. Domnule Ștefăniță, problema banilor este cea prioritară până la urmă? Ați pomenit ceva mai devreme despre exemplul ăsta foarte elocvent, cetatea Soroca, și poate chiar v-aș ruga să deschidem paranteza. Cum a fost posibil până la urmă să finalizăm acest proiect grandios? Totul începe de la idei. Da? Și eu am apreciat foarte mult oamenii cu inițiativă. Și evident că la Soroca meritul în mare parte vine de la managerul care administrează această cetate, domnul Nicolae Bulat, care de fiecare dată găsea un 5 minute și publicul care vizita cetatea îi prezenta o schiță concept cum ar arăta cetatea după un proiect de reabilitare-restaurare. Iată, totul a început de la ideea unui specialist. Și evident că s-a coagulat un grup de inițiativă, un grup de lucru, toți cu mințile luminate, și au pus pe foaie un proiect. Iată că a coincis cu programul de finanțare România-Ucraina-Moldova, s-a prezentat acel proiect și evident cu o susținere cofinanciară la nivel local a fost posibil să se realizeze acel proiect în 2013-2015, o primă etapă a proiectului. Și nu doar la Soroca, avem și la Hâncești și la Lăpușna astfel de proiecte. Deci totul începe la idee și atunci când se depune efort în implementarea acestei idei, evident că scopul poate fi realizat.
Avem o strategie de dezvoltare a culturii și restaurarea monumentelor? Am apreciat și această strategie. Ea ne busulează unde vrem să ajungem în cultură în anul 2020. Cu regret și eu evident că am ajuns în 2017, de fapt din 2016, să critic această strategie, pentru că strategiile sunt bune când sunt implementate și nu când sunt lăsate undeva pe foaie, acolo undeva pe masă și este uitată. În această strategie s-au investit 258.000 de lei. Deci oamenii concreți au primit salariu pentru elaborarea acestei strategii. Și acum când 3 ani la rând, după ce această strategie a fost votată unanim, prin 9 aprilie 2014, prin planul de acțiuni care prevede cifre concrete, da, finanțări concrete pentru evidență, conservare, restaurare, da, a patrimoniului. Și acest lucru nu se întâmplă, evident că eu am obiecții. Iarăși, noi, toți cei de la Ministerul Culturii, agenții, trebuie să insistăm mai mult. Bine, eu insist maxim posibil cât îmi stă în atribuțiile de serviciu, dar bugetul nu îl decid eu. Evident că eu insist pe cele 100 de mii pentru documentarea patrimoniului cultural. Eu insist ca an de an să fie alocate cele 30 de milioane de lei care sunt prevăzute în această strategie și în plan de acțiuni pentru restaurarea patrimoniului cultural istoric. Care până istoric la moment rămâne a fi prioritară. Ori, în real, evident că obiectivul numărul 1 conform strategiei, patrimoniul cultural este obiectivul numărul 1. Ori, cu regret, vreau să spun cu finanțările care se alocă de 3 milioane de lei, am spus că se soluționează doar schimbatul la 2-3 ferestre și o fațadă reabilitată. Pe când noi avem această listă prioritară de obiective care trebuie să cunoască o finanțare serioasă. Și atunci ne putem trezi în anul 2020, cum ați spus dumneavoastră, că numărul acestor monumente s-au redus? Este riscul ca această strategie să rămână pe hârtie, este riscul ca acest patrimoniu să îl pierdem. Inacțiunea, indiferența face ca acest patrimoniu să fie pierdut. Haideți să vorbim până la urmă și despre arhitectura eclezială în Republica Moldova. Ori ea este prioritară în unele regiuni, am avut biserici de lemn, acum este greu să dau o cifră, dumneavoastră probabil sunteți mult mai în temă. Haideți să spunem telespectatorilor cum stăm la acest capitol. Așa, bine, eu nu aș vrea să plictisesc auditoriu, dar asta e realitatea. Deci aici avem o problemă. Prin registrul monumentelor noi avem în jur la 50 de biserici de lemn, care iată evaluarea noastră care am început-o din 2010 până în 2014, constatăm cu regret că din cele 50 de biserici de lemn, 25 noi nu le mai avem. Deci, vedeți, în 25 de ani de independență, noi practic am avut un ritm de jumătate. Deci, câte o biserică de lemn pierdută pe an. Deci, în registru, în 1993, ele au fost incluse de Academie de Științe. Acum, noi când am fost la fața locului, noi nu am găsit nimic. Sau am găsit o altă biserică deja construită în piatră. Și cea de lemn o vedem deja doar în imaginile de epocă, în arhivă. Și aici este o problemă. Evident că când vorbim de arhitectura ecleziastică avem intervențiile degradante. Deci administratorii, cei care gestionează aceste bunuri, nu respectă întocmai normele de restaurare. Și intervențiile care se fac asupra acestor obiective se fac cu încălcări grave. Deci autenticitatea este pierdută. Începem de la orhei vechi, în mănăstiri chiar și în alte obiective tot ce ține de arhitectură ecleziastică, evident, sunt probleme. Și aici am încercat să le intervenim, da? Și la orhei vechi, acolo unde s-a construit inadecvat în preajma bisericii, în zidăria din preajmă, în construcțiile... Dar este straniu, până la urmă nu sunteți solicitați ca viziune instituția pe care o reprezentați? Nu, noi de fapt, domnul Madan, atunci când toți actorii de pe un anumit domeniu urmăresc același scop, da? Și scopul nostru este să stopăm aceste ilegalități. Noi suntem agent constatator, conform regulamentul agenției. Noi sesizăm organele de drept. Sau, de exemplu, atunci când se intervine într-o rezervație, mai sesizăm și Inspectoratul Ecologic de Stat. Și evident că trebuie să fie făcute prescripții de stopare, și respectiv penalizările concret care trebuie să vină din partea organelor de drept. Da? Și evident că codul penal trebuie să fie aplicat, contravențional aplicat. Da, toate prevederi legale. Da? Deci, iarăși, fac trimite la careva cifre.
2010-2012, agenții de inspectare și restaurare monumentelor au făcut 32 de sesizări către organele de drept. Aici mă refer, procuratorul general, municipală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, da? Pe anumite ilegalități concrete. La 16 de ele primim răspunsul lipsa componentei de infracțiune. La 10 de ele nu primim niciun răspuns. 6 trec prin toate instanțele, instanța în fond până la Curtea Supremă Justiție și noi câștigăm doar un dosar, așa spunem. Din 32, 1. Deci, care este finalitatea? Care este justiția în Republica Moldova? Să spunem, practic, este zero. Eu o spun cu regret, dar asta nu înseamnă că nu avem profesioniști în domeniu. Dar, în general, mecanismul nu funcționează așa cum ar trebui. Spuneam într-un alt interviu că mecanismul a început să funcționeze. Pentru că acel ritm de demolare, de exemplu, dacă fac trimite la nucleul istoric oraș Chișinău, ritmul de demolare între 2006-2010 era câte un monument pe lună demolat. Noi acum... Dar penalizări? Ca să fim pe aceeași lungime. Penalizări nu, nu existau. Nu existau pentru că nimeni nu le sesiza, nimeni nu le constata, de fapt. Și evident că nicio structură a statului nu controla situația pe domeniu. Absolut. Însă și această instituție pe care o reprezint, care a fost creată în 2006, până în 2009 era una fictivă, era doar ștampiluța pentru a ridica salariile. Da, dar s-au perindat, dacă nu mă înșel memoria, nu știu, cinci directori. Da, cinci, exact. Cinci. Nu vreau să spun că cei, dar asta a fost pot realitatea. Să spun, asta e realitatea. Nu s-a făcut nimic, nicio corespondență nu am găsit în această instituție. S-a creat registrele de corespondență, respectiv de intrare, ieșire, absolut. Respectiv, noi suntem, iată, din 2013 până în prezent, noi nu am constatat nicio demolare. Și lucrul ăsta bucură. Deci avem primele, spunem, momente pozitive. Evident că mai avem foarte multe intervenții degradante. În șantierele care se realizează, nu se respectă întocmai normele de restaurare. Da, sunt anumite încercări, dar eu consider că suntem la început de cale. Urmărim ca să avem specialiști cât mai pregătiți și respectiv cât mai multe șantiere de restaurare și să fim susținuți. Fortificat agenția, dar nu lichidat, cei ce încearcă, iată, acum prin așa numitele reforme instituționale. Haideți, apropo, să discutăm despre acest aspect un pic, după aceea revenim la Chișinău pentru că mai am întrebări. Până la urmă, ce presupune această reformă? Bine, eu am auzit de această reformă, mi s-a șoptit încă în luna iulie 2016 pe anumite segmente. Segmente, da, că, precum că agenția va fi supusă unor restructurări. Nu credeam acestor informații, dar iată, pe 30 noiembrie 2016 am fost informat oficial, când am fost chemat la Ministerul Economiei și la Cancelarea de Stat, în care am informat că instituția pe care o reprezint va fi restructurată și comansată, se va regăsi într-un inspectorat de supraveghere tehnică. Evident că reacția mea a fost una negativă. Nu se acceptă astfel de reforme, să rebotezăm anumite instituții și respectiv finalitatea să fie aceea ca să figureze o instituție și să spunem, bifăm, fie, că bifăm că există o reformă făcută. Nu, eu vreau o instituție cu adevărat fortificată, cu nu 7 state de personal cât suntem noi, dar să fim 25, nu cu statutul ăsta care îl avem acum, că noi nici statut de funcționar public nu îl avem, cu salariile mizerabile de 1800 de lei și managerul, da, directorul general 2800 de lei, la noi s-a lucrat în 7 ani pe entuziasm și pe scopuri fixate, scopuri realizate. Iată cum s-a lucrat în 7 ani. Și acum când această instituție a fost recunoscută la nivel național, internațional, că avem acordul de colaborare și cu misiunile diplomatice din țară și de psihotare. Acum încercăm să o rebotezăm. Și evident că nu sunt de acord. Eu vreau să fie o structură fortificată cu filială la nord, la sud, 25 de state de personal care se vor ocupa cu evidența și monitorizarea situației pe domeniu. Evident că prin atribuțiile noastre noi trebuie să fim agenți constatatori cu procese verbale semnate și către organele de drept îndreptate. Iată, asta, da, eu consider o reformă. Și evident cu salarii adecvate, nu cu salariul de 1800 de lei. Tinerii care s-au perindat prin instituția noastră nu au rezistat la așa salariu și au plecat, evident, cu lucru mai bun. Evident, s-au părăsit în genere Republica Moldova. Eu nu am vrut să dizertez niciodată. Această estafetă, evident, că pot să o mân oricărui specialist care poate
să facă mult mai bine decât ceea ce s-a făcut. Dar nu vreau să abandonez domeniul, mie îmi place cu ceea ce mă ocup. Da, ce buget are instituția? Bine, 580.000 de lei este un buget, spunem, mic. În raport cu alte instituții, cu adevărat, pentru că de când vorbim în general despre reforme instituționale, eu consider cu adevărat noi avem instituții parazit, care consumă și nu dau nimic societății. Nu, dau nu nimic, sunt eficiente. Nu sunt eficiente. Și este foarte multă imitație de lucru. În sistemul nostru, în Republica Moldova, în instituțiile bugetare, eu constat că noi avem foarte multe instituții parazit, da, care consumă și nu dau nimic ca finalitate. Evident, trebuie să fie făcute anumite reforme. Da? Și de mai tăiat din acele instituții, unii avem, de exemplu, locuri de vacante câte 30, 40, 50. Sunt așa situații. Și evident că trebuie fortificate cele care sunt celulele sănătoase, spunem, ale societății. Aceste instituții care sunt lucrative, care au productivitate și un randament de muncă. Domnule Ștefăniță, rămânem în albia banilor. Cu alte ocazii spuneați că bugetul alocat pentru restaurarea monumentelor în Republica Moldova este mult sub așteptări și ne-ar trebui aproximativ 100 de ani să soluționăm problema. Eu vreau să vă întreb, în Republica Moldova, dacă nu se intervine în următorii 5 ani, se poate întâmpla ca să fie prea târziu? Evident că dacă va domina inacțiunea, dacă nu va fi un mecanism de finanțare pentru acest domeniu, riscul, el este real. Dar problema este specifică țărilor în curs de democratizare? Eu aș vrea totuși să insist pe pornirea unui mecanism de finanțare, unde această responsabilitate dublă statul și cetățeanul, da, să pornim mecanismul. Eu aș vrea ca statul cel puțin un 30-40% să susțină proiectele de reabilitare și restaurare. Așa cum funcționează mecanismul în Republica Franceză, în Republica Italiană și în alte țări, și europene, dar și în țările din Est, în Belarusia, în Polonia, de exemplu, este fondul președintelui pentru patrimoniu cultural. Vedeți, este atitudinea responsabilă la nivel de președinte și mai departe la nivel minister și evident că la nivel de regiuni. În Franța, de exemplu, monumentele clasate și înscrise. Cele clasate primesc finanțare direct la Paris. Cele înscrise primesc de la departament și primărie. Și respectiv la proprietarului revine un 10-20% din divizii cheltuieli. Deci mecanismul de finanțare funcționează. Același lucru insist la nivel de municipiu la noi. Iată, acum în calitate de consilier municipal, iată, am propus vreo 10 obiective care se intersectează, de fapt, și cu domeniul pe care îl reprezint ca agenții de inspectare și restaurant și ca consilier municipal care doresc ca în acest oraș să avem un confort urban, ca centrul istoric oraș Chișinău cu adevărat să fie o bijuterie și acest patrimoniu, fondul de verde, da, și cu cel arhitectural, să fie în armonie cu cetățeanul și evident să fie un oraș atractiv pentru cei care ne vizitează capitală. Deci este foarte important să pornim mecanismul de finanțare. Eu nu aș pune nici pe umărul total al proprietarului și a statului, dar să fie o colaborare. Da? Și dacă ar fi 50-50, deja e bine. Și eu consider dacă va fi o atitudine serioasă a municipalității față de acest domeniu, noi în 10 ani noi putem face o bijuterie din acest nucleu istoric. Cei din societatea civilă au elaborat și un concept de reabilitare a centrului istoric. Important noi să implementăm toate aceste idei, toate aceste concepte și evident să le implementăm în practică. Domnule Ștefăniță, foarte mult s-a discutat despre Moara Roșie. Nu pot să nu vă întreb care e situația la moment. Moara Roșie este un obiectiv de categorie națională, face parte din patrimoniul industrial. În 2010, dacă ridicam informația din cadastru, ea figura ca o construcție. Mai târziu, când am primit o corespondență pe linia primăriei, ministerului, respectiv agenție, cu solicitarea de a fi demolată. Și atunci am spus că ar fi cea mai mare greșeală să se demoleze această clădire. Nu avem multe, avem doar două. Mări cu aburi în Chișinău, moara din strada Șipetelor 2 și respectiv cea din strada Moara Roșie 5, moara lui Avram Levenzon.
Categoric am fost împotriva demolării acestui obiectiv, dar iată când s-a venit cu inițiativa, iarăși verificând situația pe cadastru, constat că în cadastru ea figurează deja ca teren. Deci cel care urmărește acest scop de a demola, deja și-a pregătit situația cadastrală. Noi nu avem o construcție, fizic ea există, în cadastru juridic nu există o construcție pe adresă dată. Și acum, evident că am venit cu inițiativa către primăria Municipiu Chișinău să aducem în ordine dosarul cadastral, să fie luată la balanța municipalității, pentru că este proprietatea primăriei Municipiu Chișinău, și să propunem un proiect de parteneriat public-privat. De ce nu un agent economic care, iarăși, revin la acel business plan care poate fi inclus într-un traseu turistic și acolo poate fi și un mic hotel și un restaurant și un centru sociocultural, nu știu, ceva care să fie și cu încărcătură economică și să o conservăm. În primul rând, clădirea are nevoie de o consolidare serioasă. Ea este foarte cu probleme. Deci fisuri serioase, deci este nevoie de un proiect de consolidare și reabilitare acestui obiectiv. Deci aici totul depinde de voința la nivel local. Și eu cred că în curând, pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău, se va veni cu soluționarea acestei probleme. În primul rând, ca să o luăm la balanță, ca construcție, ca un bun care există fizic și apoi să fie supusă unui proiect de parteneriat public-privat. Concesionată. De ce nu? 49 de ani, un agent economic care are o idee bună, de ce nu să-și asume această responsabilitate și pentru un contract negru pe alb, într-un an de zile, elaborarea documentației de proiect, până la 3 ani de zile, investiții concrete în conservare, restaurare și punerea ei în valoare. Turnul de apă. Care situația? Care turnul? Din strada Cogălnicianu sau Mateievici, colț cu... Da, acolo noi avem funcționalitatea, da. Muzeul orașului Chișinău, el este, da, unul funcțional, deci este un obiectiv deschis către vizitatori. Ne putem teleporta în timp făcând cunoștință cu istoria orașului Chișinău, chiar îi îndemn pe toți cei care încă nu au vizitat acest muzeu să o facă. Și evident că turnurile mă interesează de apă, nu doar cele din Chișinău, și cele de la complexul de clădiri ale Spitalului de Psihiatrie din strada Costiujeni 3, și cele de la Drochea, și cele de la Cobâlea, și multe altele care noi le avem. Eu am o idee inovatoare. Spuneți, de fapt, noi aici avem muzeul orașului Chișinău, dar există, da, un turn la Drochea, de exemplu, care face parte din complexul de clădiri ale stației de cale ferată, și am propus administrației publice locale de acolo ca să mergem pe un proiect de reconversiune a acestui obiectiv și de ce nu să fie acolo un centru de informare turistică din acest turn, dar evident după un proiect de consolidare și restaurare acestui obiectiv. Noi ca instituție ne asumăm finanțarea documentației de proiect și evident după un post-proiect de restaurare iluminatul artistic nocturn. Este un alt obiectiv care mi-l doresc foarte mult, nu doar pentru Chișinău, dar și pentru mai multe obiective acest din Republică. Acest proiect a fost inițiat în Chișinău. Cu iluminatul? Da. Bine, am acest obiectiv de a dezvolta brandul Chișinău de seară, oraș lumilor, pentru a pune în valoare tot acest patrimoniu care îl avem să fie iluminat artistic nocturn pe timp de noapte. Așa cum am văzut-o în alte orașe din lume, da? Și de exemplu Baku este un exemplu foarte relevant când până la ora 12 noaptea toate clădirile din partea istorică a orașului sunt iluminate artistic nocturn. Și acest lucru aș vrea să-l dezvolt pentru Chișinău. Anul acesta mi-am fixat ca obiectiv iluminatul artistic nocturn a Bisericii Sfântul Pantelimon din strada Vlaicu Prăcălar, 31 august. De asemenea, blocul expozițional al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și blocul administrativ din strada Cogălnicianu 62 și, evident, reabilitarea acestui cartier într-un spirit de epocă, da? Cu pavaj, tot istoric, tot arhitectura peizagieră. Și avem mult de lucru în acest sens. Evident, din cele 10 obiectivi, anul acesta va fi restaurat conacul urban din strada Columna 130. Ne dorim foarte mult să restaurăm și fost Hotel Suiz, da, unde actualmente pe Bulevarul Ștefan cel Mare 148, Bănulesc Bodon 16, este o altă solicitare. Dar avem acoperire financiară? Bine,
cu finanțele, se va spune permanent că nu sunt așa cum de obicei eu primesc răspuns, că nu sunt bani. Dar iată când s-a furat miliardul, banii s-au găsit și de rezerva din Banca Națională toți banii s-au golit și s-au furat și prin offshore-uri, prin șor și s-au dus nu știu unii s-au furat. Dar acum eu cred că din puținul care există, noi nu trebuie să uităm de patrimoniul culturii. Eu înțeleg că sunt probleme și în sfera socială, și în educație, și în medicină, dar cultura va salva omenirea dacă omenirea va salva cultura. Spuneți-ne, vă rog, Republica Moldova este parte a mai multor convenții internaționale pe care le-a semnat în domeniul ocrotirii monumentelor istorice. Haideți să vedem avantajele aderării la aceste convenții până la urmă și dacă partenerii externi ne susțin oarecum financiar, pentru că aici ajung să constat că este acel nod gordian până la urmă. Indiferent dacă am semnat sau am ratificat noi o convenție sau alta, partenerii noștri externi sunt gata să ne ajute. Atât că ei vor să vadă anumite acțiuni concrete, echipe motivate care vor să implementeze proiecte concrete de a salva acest patrimoniu. Da, cu adevărat, Republica Moldova are în jur la 10 convenții europene și internaționale care au fost semnate și ratificate, dar cu regret, așa cum am vorbit cu strategia, ele rămân neimplementate. Deci noi nu respectăm legislația nici cea națională, nici cea internațională pe domeniu. Deci dacă am semnat o convenție, să înseamnă că totul e perfect deja pe domeniul arhitecturii, peisaje culturale. Noi avem probleme și cazul Orhiei Vechi e cel mai elocvent în cazul nostru. Când această rezervație cu statut protejat, care este o carte de vizită la nivel de, spunem, internațional, noi avem acolo probleme serioase prin construcții. Dacă nu mai așa la memorie, este inclus în UNESCO. Ea este în lista indicativă, în lista indicativă, în lista patrimoniului al UNESCO. Urmează să fie luată o decizie, dacă nu în 2017, în 2018, dar eu nu mă grăbesc să vă spun că va fi un aviz pozitiv, dat fiind faptul că managementul acestei rezervații rămâne a fi implementat, realizat, deci trebuie de luat măsuri și acolo. Deci noi, ilegalitățile care le-am constatat în sit, ne demonstrează că șansele sunt minime pentru a obține acest statut ca obiectiv clasat în lista patrimoniului UNESCO. Deci trebuie depus efort în bună administrare acestui sit, în crearea infrastructurii turistice, la nivel de sit și stoparea tuturor ilegalităților. Ori extragerea de calcar, care am constatat-o și în toamna anului 2016, repetat, în 2013, pentru prima dată am constatat astfel de ilegalități, când cu tonele se extrage din promotorii Butuceni. Da? Deci sunt intervenții grave care se fac în sit. Spuneți-ne, vă rog, dacă vorbim la capitolul patrimoniu, unde stă mai bine, în țară sau în capitală? Ați putea face o comparație? Bine. Unde este mai păstrat? Sunt anumite inițiative, am spus și primele inițiative, deja sus le-am menționat, Soroca, Hâncești, Lăpușna. În capital avem mai multe obiective deja restaurate, deci este clădirea fostei clădiri guberniale Basarabiei, strada Cocălinceanu 63, Pușkin 11, casa medicului Tumachin, fostul conac urban din strada Columna 98, un alt obiectiv din strada 31 august 89, numărul 137. Deci mai multe obiective care putem spune că sunt ca un proiect exemplu de restaurare. Dar la nivel de țară, bine, nu putem să ne bucurăm doar cu 3 șantiere, pe când avem o listă de 100 care sunt în așteptarea unor finanțări. Sunt primele, așa spunem, semnale pozitive, dar pentru a avea o situație cel puțin relativ bună, trebuie să depunem un efort mult mai mare, cu o susținere financiară serioasă, pentru a avea un rezultat. Deci, dar acest lucru se va întâmpla doar când la factori decizi la nivel central vor avea același scop. Domnule Ștefăniță, istoria sau timpul ne-a demonstrat că un monument de arhitectură poate fi demolat în 24 de ore.
Da. Și respectiv vreau să deschidem parantezele. Îmi scap acum denumirea acestui monument, se afla pe Bulevard strada Ștefan cel Mare, 60. Lângă Ministerul Agriculturii. S-a mai finalizat ancheta, cum s-a întâmplat demolarea acestui edificiu? Noi de fapt când am venit în conducerea acestei instituții, eu am făcut o investigație pe toate adresele unde s-au produs demolări. Și în Cartea Neagră a Patrimoniului Cultural al Municipiului Chișinău noi găsim, de fapt, informații și privitor la acest obiectiv care a fost demolat pe 11 august 2005, monument de categorie națională, da, dar cu regret, acte permisive pentru demolarea conacului Teodosiu nu am găsit nici la primărie, nici la minister. Ceea ce am găsit, doar am găsit documente semnate pe data de 18 august, dar post factum, după ce a fost demolat, o inițiativă a Ministerului Culturii de atunci de a iradia din registru acest obiectiv, da? De a-l scoate din registru și a pune punct. Dar tot ce s-a produs acolo s-a produs la indicații verbale și obiectivul a fost pe 11 august și respectiv până luni, da, ras, nimic spuneam. Și cu regret, nu este doar acest obiectiv care a fost unic, ras de pe harta Chișinăului istoric. Am spus că în total, de fapt, ele sunt peste 120. În perioada sovietică s-a demolat arhitectura ecleziastică, Biserica Sfântului Ilie, unde acum este Procuratura Generală, Catedrala veche, Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril, unde acum este Teatrul Eugen Ionescu, Biserica Luterană, care a fost construită la 1833-35, da, și respectiv demolată în 59 de autoritățile sovietice. Dar se făceau, deci, mă scuzați că intervin, se făceau niște cercetări și la Biserica Mazarache. Care este starea de lucru acolo? La Mazarache este un dosar din 2010, este pentru primele dosare care au fost sesizate la Procuratura Generală. Deci vorbim despre săpături arheologice, da, care au fost, da, făcute în toamna anului 2010, când s-au găsit construcții interesante de la fântâna Chișinăului. Deci sunt ilegalități, deci este foarte important să atragem atenția la tot ce înseamnă arheologia urbană. La noi nu se atrage atenția la tot ce înseamnă straturile culturale subterane. Eu am încercat să atrag atenția la tot ce înseamnă pivnițe vechi, beciuri vechi, da, care, iată, la noi interesul ăsta economic rade și aceste straturi culturale, deci această istorie. Și noi trebuie să facem să înțeleagă și cei din business, cei care din businessul imobiliar, că acest patrimoniu trebuie să fie valorificat. Da, asta nu înseamnă că nu construim. Construim, dar de exemplu, dacă a fost proiectată o parcare, de ce nu ne lipsim de 2-3 locuri de parcare și valorificăm acele pivnițe așa cum o fac cei din țările Baltice sau alte state europene, unde această istorie este valorificată, este prezentată generațiilor care vin după noi. Și este cazul ca ceea ce a mai rămas, de fapt, acolo la Colina Mazarache, noi mai avem, care pot fi valorificate în tot teritoriul de la spații verzi, dacă s-ar continua cercetarea, toate aceste construcții pot fi valorificate. Și toate celelalte, și la intersecția Vlaicu Pârcălab cu Bulevardul Ștefan cel Mare și la strada Tighina și multe, multe altele, cele care eu le-am constatat în această perioadă, pentru că e un subiect care mă interesează tot ce înseamnă Chișinău subterană, în general Moldova subterană, că noi le avem și la Cahul, și la Leova, și la Hâncești, și trebuie să fie valorificate. Așa au făcut-o cei, de exemplu, dacă mergem în centrul istoric a orașului Varșovia, pivnițele, ele sunt în partea unui traseu turistic. Domnule Ștefăniță, ați făcut astăzi referire și la activitatea dumneavoastră de consilier municipal. Mai avem 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Chiar țin să vă întreb, în calitate de consilier, știu că ați abordat mai multe probleme ce țin de păstrarea Chișinăului și a patrimoniului acestuia. Ce se întâmplă? Nu avem voință politică? De ce nu iau foc? Pot să constat că în ultimii 10 ani municipalitatea, orașul este gestionat prost. Da? Și atunci când nu este făcută o diviziune a muncii, atunci când deja de mai mulți ani elementar locurile de viceprimar rămân vacante, când managerul general lipsește cu lunile la serviciu, evident că avem foarte multe probleme. Nu este o colaborare între legislativ și executiv, deci este o fabulă unde fiecare își face interesul acolo unde domine anumite scheme. Ori
Eu am făcut acest pas prin municipalitate pentru a, evident că a face mult mai bine și pentru domeniul 1 de activitate, patrimoniu, și evident că în mod special mă interesează zona istorică a capitalei, unde tare mult insist în realizarea acelui obiectiv pentru planul urbanistic zonal. Deci regula de joc trebuie stabilită pentru construcțiile în această zonă. Sunt zone unde este semnalul verde pentru construcții, dar sunt zone unde este semnalul roșu de construcție. Noi avem un spirit al locului în anumite cartiere și trebuie să fim foarte atenți cu construcțiile. Da? Păi, dar există o legitate în centru istoric la să moment, nu se construiască pentru clădiri pentru centru mai istoric mult? Avem doar două moratorii. Un moratoriu impus prin hotărâri de guvern în 2004 și avem un moratoriu din 21 februarie 2011 impus de administrația publică locală, deci de primărie, dar care nu este respectat și respectiv anarhia, haosul domină în acest spațiu. Așa cum el domină în întreaga municipalitate. Și planul urbanist general, un alt obiectiv, trebuie reactualizat, cele zonale, iarăși, elaborate și aprobate și regula de joc stabilită. Astfel că tot ce construim să fie în echilibru, să domine un confort urban și evident să punem punct la aceste proteste care sunt, care vin nemulțumirile de fapt a cetățenilor. Pentru că regula de joc nu este, există acest vid legislativ și în acest vid și în această anarhie, evident că nu este acel confort urban care trebuie să-l aibă cetățeanul. Domnule Ștefăniță, mai am o singură întrebare și cu asta punem punct acestei emisiuni. Am pomenit astăzi de Bulevardul Ștefan cel Mare și acum mi-am adus aminte și despre acest muzeu, dacă mă înșel, Memoria de Arte Plastice, în spatele căruia se ridică un hotel sau nu mai știu ce acolo. A existat un aviz favorabil pentru a ridica această construcție care are, dacă mă înșel, memoria aproximativ 9-10 nivele. Este o ilegalitate, chiar astăzi am trecut și eu am numărat încă o dată nivel. A coincis, da. Iată, întrebarea mea de azi și da. Ceea ce am făcut eu astăzi, iarăși un raid prin oraș, pentru că cu adevărat văd eu numărul construcțiilor ilegale crește. Atunci când managerul lipsește, când instituțiile de profil nu își fac meseria, cetățenii prin irresponsabilitatea lor trec pe ilegalități. Deci, iarăși, este o ilegalitate, construcția este inadecvată și, repet, construim. Dar tot ce construim nou să se integreze în contextul urbanistic existent. Este o regulă care a dat-o și arhitectul Leclerc, da, vizitând Chișinăul în 2013, a dat și a sugerat și business-ului și administrații publice locale. Construim, dar integrăm construcțiile noi în contextul urbanistic existent. Ori, evident, ceea ce avem acolo este o ilegalitate. De asta și spun, planul urbanistic zonal care va reglementa regimul de înălțime pentru un sector sau altul. Sunt documente care trebuie să fie la bază și care va pune punct la corupția, pentru că la noi se rezolvă cu plicurile și nu cu legea. Și astfel va fi mai ușor și pentru noi ca instituție de profil în domeniul patrimoniului și pentru administrația publică locală la eliberarea actelor permisive, pentru arhitecți proiectanți și pentru business, da? Cei care vor să construiască și să dea o imagine orașului. Domnule Ștefăniță, eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru faptul că am identificat aceste probleme care se confruntă de fapt atât Chișinău cât și întreaga țară. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost emisiunea în direct. Invitatul ediției a fost Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Accent TV. O seară bună!